CSOA se soft ca Statele Unite la Mondialul din Spania. Asta își doresc fanii ploieșteni de la favoriții echipei în alb și albastru. Cei mai vechi componenți din lot, cum ar fi Levi Siarto și Cătălin Burlacu, sunt convinși că în România nu le va sta nimeni în cale. Siarto este cel mai galonat basketbalist în activitate și spune că acest lot n-are voie să rateze niciun trofeu în România. Capitanul Burlacu este mândru și onorat că a jucat împotriva lui Partizan Belgrad. Pentru antrenorul Dadu Arnautovici, întâlnirea cu Partizanii a fost frumoasă, dar nu se lasă păcăli de victorie, pentru că sârbii s-au prezentat cu o trupă de copii, dar de mare perspectivă. Mulți copii au fost și în sală la prezentarea formației ploieștene, atât în tribune cât și pe teren, unde baby și mini-majoretele au cules cele mai multe aplauze. Iar handbalistele de la CSM și suporterii mai mari au fost curioși să vadă la treabă noile achiziții. Brown, Pelecanos, Runkauskas, Cooper și Labovic sunt new entry în lotul ASESoft-ului, fiind aduși mai ales pentru a se bate în Eurocup. Micul Brown bate mingea la foc automat, Runkauskas și-a dovedit maestria de la 3 puncte, grecul Pelecanos este un stângaci atipic, Labovic are o tehnică rară pentru un pivot, dar și forța pe care o posedă și americanul Cooper. Toți aceștia, dar și ceilalți basketbaliști au fost prezentați cu lumini și flăcări ca marile vedete din NBA. CSOA ASESoft a învins cu 87-59 pe Partizan Belgrad, un adversar pe care îl poate reîntâlni oficial în grupele EuroCup.